Viața Sfântului și Dreptului Iov, mult pătimitorul. Sfântul și Dreptul Iov se trăgea din seminția lui Avraam, fiind fiul din fiii lui Isav, al cincilea de la Avraam, care își avea petrecerea sa în pământul Hus, într-una din laturile Arabiei. El era om adevărat, fără de prihană, drept și evlavios, depărtându-se de la tot lucrul rău și avea el 7 feciori și 3 fete, dobitoace avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi și 500 de asine și avea slugi foarte multe și lucruri mari pe pământ pentru că era bărbatul acesta de bun neam și cu cinste mare între toți cei ce vețuiau la răsărit. Și adunându-se fiii lui, unul la altul, făceau o spețe în toate zilele, luând împreună cu ei și pe cele 3 surori ale lor, ca să mănânce și să bea cu dânsii, căci într-o atât de mare dragoste viețuiau între ei, încât, deși petreceau în case deosebite, însă niciodată nu voiau să mănânce sau să bea unul fără de altul. Deci, într-o zi, ospătau toți împreună la cel din tâi dintre frați, într-altă zi la următorul frate și așa înconjurându-i pe toți 7, iarăși începeau de la cel din tâi. Iar ospețele lor se făceau cu bună rânduială și cu cinste, cu măsură și cu liniște, iar nu cu beție fără de măsură sau cu neorânduială și cu gâlceavă, căci nu i-ar fi lăsat bunul și dreptul lor tată la niște vorbe ca acelea, ci în tot chipul i-ar fi oprit, dacă ar fi fost cu păcatul îmbuibării și al beției și cu neorânduială. Iar de vreme ce vedea obiceiul cel bun al lor și blândețile, nu îi oprea, ci se mângâia văzând între dânsii atât de mare dragoste care rar se află între frați. Iar după ce se sfârșeau cele 7 zile ale ospețelor lor, Iov trimitea la dânsi sfătuindu-i și învățându-i ca fiecare să-și cerceteze conștiința sa cu deamănuntul dacă n-a greșit ceva cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul împotriva Domnului, pentru că se temea dreptul Iov de Dumnezeu foarte mult, nu cu temerea fricii celei de rob, ci cu temerea dragostei celei de fiu. Și cu din adinsul se păzea pe dânsul și pe toată casa sa, ca să nu facă vreo supărare Domnului Dumnezeu. Deci îi păzea pe fiii săi într-o bună învățătură, povățuindu-i pe dânsii la calea cea dreaptă și la viața fără de prihană. Și adeseori lua minte spre dânsii și îi sfătuia ca nici cu un gând să nu greșească ceva vreunul dintre dânsii față de ziditorul său. Iar el însuși, sculându-se dimineața, aducea pentru fiii săi jertfe după numărul lor un vițel, pentru sufletul fiecăruia, pentru greșelile lor, zicând în sine ca nu cumva fiii mei într-o inimile lor să fi gândit ceva neplăcut lui Dumnezeu. Așa făcea dreptul Iov în toate zilele. Și a fost ca în ziua de astăzi îngerii lui Dumnezeu cei puși ca să păzească neamul omenesc, au venit înaintea lui Dumnezeu ca să-i aducă lui rugăciunile oamenilor și nevoile lor cele de multe feluri. Și a venit cu dânsii și diavolul, ispititorul și clevetitorul oamenilor, nu că putea să stea împreună cu îngerii înaintea lui Dumnezeu la cer, de unde a fost lepădat, ci stând departe, afară din cer, înaintea ochiului celui atot văzător al lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu l-a întrebat, de unde ai venit tu? Și răspunzând diavolul către Domnul a zis, înconjurând pământul și străbătând partea cea de sub cer, am venit. Și a zis Domnului, oare socotit ai cu gândul tău de robul meu Iov, că nu este asemenea lui cineva din oamenii cei ce sunt pe pământ fără de prihană? Drept și credincios, depărtându-se de toate lucrurile cele rele? Răspunsa diavolul și a zis înaintea Domnului, oare Iov în deșert cinstește pe Dumnezeu? Oare tu nu ai îngrădit pe cele din lăuntru și pe cele din afară ale casei lui și pe toate cele ce sunt împrejurul lui? Și lucrurile mâinilor lui le-ai binecuvântat?
și dobitoacele lui l-ai înmulțit pe pământ? Dar trimite mâna ta și te atinge de toate cele care le are și să vedem dacă nu te va blestema pe tine în față. Ca și cum ar fi zis, vei vedea că nu cu adevărat, ci cu fățărnicie îți slujește ție și te binecuvintează din afară, iar nu dinăuntru inimii. Atunci Domnul a zis diavolului, toate câte sunt ale lui le dau în mâinile tale, dar de el să nu te atingi. Și a ieșit diavolul de la fața Domnului și a fost că în ziua aceea fiii lui Iov și fetele lui mâncau și beau vin în casa fratelui lor celui mai mare și iată, un vestitor a venit la Iov și a spus, perechile de boi arau și asinele pășteau aproape de dânsii și venind prădătorii le-au robit pe ele, iar pe slugi le-au omorât cu sabia. Iar eu am rămas singur și am venit ca să-ți spun ție. Și încă grăind acesta a venit alt vestitor și a zis către Iov, foc a căzut din cer pe pământ și a ars oile. Asemenea și pe păstori a mistuit, iar eu am rămas singur și am venit să-ți spun ție. Încă grăind acesta alt vestitor a venit la Iov și a zis către el, haldeii făcând trei tabere au năvălit asupra noastră și au înconjurat cămilele și le-au robit și slugile le-au ucis cu sabia, iar eu am rămas singur și am venit să-ți spun. Și încă și acesta grăind, alt vestitor a venit grăind către Iov, feciorii tăi și fetele mâncând și bând la fratele lor cel mai mare, deodată a năvălit dinspre pustie un vânt mare cu vifor și s-a atins de cele patru unghiuri ale casei, și a căzut casa peste copiii tăi și au murit, iar eu am rămas singur și am venit ca să-ți spun ție. Acestea, auzindu-o, Iov s-a sculat și și-a rupt hainele sale și-a tuns perii capului, a presărat cu țărână capul său și căzând cu fața la pământ, s-a închinat Domnului și a zis, gol am ieșit din pântecele maicii mele, gol mă voi duce, Domnul a dat, Domnul a și luat. Precum a voi Domnul așa și făcut. Fie numele Domnului binecuvântat în veci. Întru toate acestea câte i s-au întâmplat, Iov n-a greșit înaintea Domnului, nici cu inima, nici cu gura, pentru că n-a zis nimic fără de minte împotriva Domnului. Și a fost ca în ziua aceasta îngerii lui Dumnezeu au venit ca să stea înaintea Domnului și a venit și diavolul. Și a zis Domnul către diavol, de unde ai venit tu? Iar el a zis, străbătând partea cea de sub cer și înconjurând tot pământul, am venit. Atunci Domnul a zis către dânsul, oare gândit ai la robul meu Iov că nu este niciun om ca acesta din cei de pe pământ, care i-ar fi luat lui asemenea, fără de prihană, drept, binecredincios, ferindu-se de tot răul și încă și de nerăutate ținându-se? Iar tu în zadar ai cerut averile, slugile și fiii lui ca să le pierzi. Și răspunzând diavolul a zis către Domnul, piele pentru piele și toate câte le are omul le va da pentru sufletul său. Deci nu așa, ci trimite mâna ta și te atinge de trupul și de oasele lui, atunci vei vedea de nu te va blestema în față. Iar Domnul a zis către diavol, iată, ți-l dau ție, dar să nu te atingi de sufletul lui. Și a ieșit diavolul de la fața Domnului și l-a lovit pe Iov cu bube cumplite de la cap până la picioare. Și a luat Iov un hârb ca să-și radă bubele lui și ședea în gunoi afară din cetate și vreme multă trecând a zis către el femeia lui grăind, până când vei răbda zicând, iată, voi mai îngădui puțină vreme, aștepte nădejdea mântuirii mele, că iată s-a pierdut de pe pământ pomenirea ta și fiii tăi și fetele tale, durerile și ostenelile pântecelui meu pe care în zadare am născut cu chinuire. Și tu însuși șezi în gunoi și în viermi, stând afară fără acoperământ, și eu rătăcesc slujind și trecând din loc în loc și înconjurând din casă în casă, așteptând apusul soarelui ca să mă odihnesc de ostenelile mele și de durerile ce mă cuprind acum. Ci zi vreun cuvânt de hulă către Domnul și mori.
iar el, căutând spre dânsa, a zis: Pentru ce ai grăit așa ca o femeie din cele nebune? Dacă am luat pe cele bune din mâna Domnului, oare pe cele rele să nu le suferim? Și întru toate acestea ce i s-au întâmplat lui, întru nimic n-a greșit Iov înaintea Domnului, nici nu a grăit cu gura ceva fără de minte către Dumnezeu. Și auzind cei trei prieteni ai lui de toate răutățile care au venit asupra lui, au mers la dânsul fiecare din țara sa, Elifaz împăratul Temanului, Bildad stăpânitorul Safheilor și Țofar împăratul Mineilor. Ei se sfătuiseră între dânsii ca să-l cerceteze pe Iov și să-l mângâie și văzându-l de departe nu l-au cunoscut și au strigat cu glas mare și au plâns, rupându-și hainele și presărându-și cu țărână capetele lor. Ei au stat la dânsul 7 zile și 7 nopți și nimeni dintre dânsii n-a vorbit către dânsul vreun cuvânt, pentru că vedeau că rănile lui erau cumplite și foarte mari. Asemenea și frații lui și surorile și toți îl știau pe el și, auzind de toate cele ce îi se întâmplaseră, mergeau la el și se mirau de toate cele ce le adusese Dumnezeu asupra lui. Și mâncând și bând la dânsul, l-au mângâiat pe el și i-au dat fiecare câte un miel și câte 4 drahme de aur. După aceea l-a vindecat Domnul de bube și a binecuvântat pe cele de pe urma ale lui Iov mai mult decât pe cele din tâi. Și erau dobitoacele lui 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de asine de herghelie. Și s-au născut lui iarăși 7 fii și 3 fete, precum avea și mai înainte. Deci Domnul a îndoit dobitoacele lui Iov, iar copiii nu i-a îndoit, ca să nu socotească cineva acum că copiii lui cei din tâi au pierit ca și dobitoacele. Pentru că dobitoacele au pierit cu totul, iar copiii cei morți n-au pierit, ci se vor afla la învierea dreptilor. Și erau fetele lui atât de frumoase încât nu se aflau sub cealaltă fecioară asemenea la frumusețe cu fetele lui Iov. Și le-a dat fetelor moștenire între fraților și a trăit Iov după rănile acelea 170 de ani, iar de toți anii săi a trăit 248, văzând pe fiii fiilor săi până la a patra seminție și s-a sfârșit într-o adânci bătrâneți plin de zile, iar acum petrece în viața cea neîmbătrânitoare, unde anii nu se împuținează, în împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a unuia Dumnezeu în treime, căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.